Poate ați auzit de bull trap sau de bear trap și am dorit să vorbim foarte, foarte pe scurt de una dintre cele mai comune astfel de curse. Cum să o evităm și de ce nu să facem profit de pe ea. Să faceți niște trade-uri frumoase acolo unde multă lume își pierde banii. De obicei, acest lucru se întâmplă atunci când marketul dorește să facă un nou higher high. În zona aceasta am avut un fost higher high și acum multă lume poate spune că acest desen seamănă oarecum cu un double top, dar nu este un double top pentru că acest candle îl depășește pe cel dinainte și probabil pentru cei care au crezut că va face un double top în zona aceasta, el o să atingă câteva stop loss-uri. Bun. Acum, când acest candle verde nu depășește fostul higher high de aici, din zona aceasta, multă lume începe să intre pe loc, pentru că a depășit rezistența, pentru că nu avem un double top, și urmează să mergem pe Lună, pe Marte sau pe orice alte planete ați vrea voi. Și exact în acel moment se întâmplă minunea, cursa. Imediat după acest candle urmează un candle roșu și boom, bull trap, nu? Lichidări peste tot. Așadar, când un nou higher high este respins imediat de un candle roșu, de obicei marketul va pica. Trebuie să așteptăm confirmările, nu? Trade-ul este despre răbdare și așteptarea unor confirmări. Pentru ca trade-ul nostru să fi mers pe long, nu? Trebuia să așteptăm încă un candle verde, probabil pentru ca această rezistență să devină suport sau de ce nu să așteptăm până trendul nostru făcea această chestie, nu? Așadar, nu vă grăbiți când faceți trade și fiți atenți tot timpul să nu intrați într-un bull trap sau într-un bear trap.